înțeleg un gând la mesajul pe care fratele Samuel a împărtășit cu noi. Și gândul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră se inspiră tocmai din pasajul pe care l-am citit, Evanghelia după Matei, capitolul 2. Vedeți, au venit din îndepărtări niște oameni despre care unii spun brute și nebrute. Unii îi zugrăvesc în culori interesante, alții îi ponegresc. E treaba lor. Dar au venit niște oameni din depărtări la Ierusalim și pe străzile Ierusalimului au pus o întrebare importantă. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Și nimeni n-a știut să le răspundă. Au știut niște străini ceea ce trebuia să știe poporul lui Dumnezeu și n-a știut. Este un lucru trist, nu-i așa? Dar am să vă spun că mult mai trist decât lucrul acesta este faptul că chiar și după ce a auzit vestea aceasta, nu s-a schimbat nimic în starea spirituală a cetății sfinte a Ierusalimului. Pentru că, e adevărat, atunci Irod s-a tulburat, cetatea întreagă s-a tulburat împreună cu el și, precizez, nu din simpatie față de Irod, ci de teama ceea ce ar putea să facă omul acesta, care avea deja crize puternice de paranoia. Și după ce au plecat magii, toate lucrurile păreau să se așeze din nou la locul lor. Irod să aștepte vești și cetatea să vadă ce va face Irod. Și a intrat iarăși totul într-o liniște ciudată. Vedeți dumneavoastră, noi auzim an de an pe vremea aceasta mesajul. Noi îl știm. Și peste an noi știm lucrul acesta. Nu doar o dată pe an, în decembrie. Dar întrebarea care se pune, ceea ce știm, ce schimbă în viața noastră? M-am gândit recent, am fost la Ottawa și acolo cu un grup de frați tineri de aici, am încercat să vorbim despre evenimentul acesta și prin scurte mesaje și prin cântări. Am numărat vreo 18 musafiri care au fost participanți la această întâlnire. Și m-am întrebat în zilele acestea, oare ce s-a schimbat în viața celor ce au auzit mesajul prin cântare sau mesajele acelea scurte prin cuvânt? Nu știu dacă s-a schimbat ceva. Vestea aceasta ar trebui să producă schimbare și ar trebui să ne întrebăm ce fel de schimbări produce. Ne mai atinge, ne mai cercetează, ne mai umple de bucurie? Aș vrea ca la aceste sărbători bucuria aceasta să fie prezentă și să ne însoțească, de fapt, mereu. Vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să fie împărtășit din seara aceasta într-o rugăciune de mulțumire.